Bună seara, numele meu este Narcis Teodorescu și bine ați venit pe canalul nostru de YouTube Școala de Training. Haideți să vedem cum arată Bitcoin-ul. Dacă îi facem o analiză pe un time frame mai mare, pe daily, o să observăm că în momentul de față a rupt EMA55, ceea ce spunem că este foarte important să o țină, dar încă nu s-a închis lumânarea până la două noapte, eu zic că sunt șanse foarte mari să ne întoarcem înapoi deasupra și să o luăm suport, ceea ce ar fi indicat, da? De ce spun lucrul ăsta? Pentru că în momentul de față nu prea arată bine, da? Dar o chestie vreau să vă spun că ca să stabilim un lucru. Analiza tehnică înseamnă probabilități. Da? E foarte important să înțelegeți că în piața cripto sau în orice piață ce ține de analiză tehnică, ideea este să faci bani. Și ca să faci bani, îți trebuie time frame-uri, te focusezi pe 5 minute, 15 minute, o oră, 4 ore. Dacă noi suntem într-o poziție și am făcut bani, trebuie să ieșim în poziție. De ce? Fiindcă piața urcă și coboară, piața este volatilă. Dacă piața ar merge decât într-o singură direcție, cum își închipuie unii, nu ar mai face nimeni bani. Da? Asta trebuie să înțelegeți. Bun? 1. 2. După ce am stabilit chestia asta și am înțeles că e normal să urce și să coboare, fiindcă așa se fac banii și de o parte și de alta, da? Iar când spun că Bitcoin o să ajungă la 200.000 și sunt mult, în proporție de foarte mare, da? Că o să ajungă acolo, o să vedeți cât de curând, dar foarte multe persoane sunt sceptice. De ce? Fiindcă, în primul rând, n-au încredere în ele, în al doilea rând, nu știu cu ce să mănâncă și, în al treilea rând, vor repede. Da? E ca și cum la prima ceartă fugi sau ceva de genul. Nu, trebuie să stai să lupți până ajungi la capăt. Când ajungi la capăt, aia, vezi și ce se întâmplă acolo. Da? Astea fiind spuse, vreau să vă arăt cu ceva foarte interesant. Da? Spuneam că EMA55 are un rol foarte important. Foarte important, da? Foarte important. O să vedeți de ce. Haideți să ne uităm. Ceea ce a făcut Bitcoin acum, da? Deci de la creșterea de la 30.000, a făcut așa un Elliott Wave 1, 2, 3, 4, 5, o corecție de tip A, B, C, iarăși un Elliott Wave 1, 2, 3, 4, 5, iar o corecție de tip A, B, C, iarăși 1, 2, 3, 4, 5, da? Și iarăși o corecție de tip, o corecție mult mai severă, de tip A, B, C. Da? 1, 2, 3, 4, 5. Bun? Dar, acum, o să observăm ceva foarte interesant. Deci, de când a făcut corecția de tip A, B, C, a început un nou impuls. Da? Și luăm impulsul și îl măsurăm. Da? Îl măsurăm și cât vedem cât a avut pullback, retragere. Păi se pare că retragerea a avut la 0.38, aproape de 0.5. Foarte multă lume l-a așteptat la 0.5, la 54.000. Nu s-a oprit la 54.000, s-a oprit la jumătate, undeva la 55.700. Dar în momentul de față observăm că a rupt un tipar. Un tipar care eu spun că era bullish, da? Haideți să ștergem, că acum nu ne mai trebuie, ați înțeles? A rupt acest tipar, să-l vedem mai bine pe un time frame mai mare. Da? Se vede clar cum a rupt tiparul cu o lumânare foarte puternică, cu foarte mult volum și suntem pe 0.38. Dacă ține 0.38, da? Ușor, ușor o să vrea să meargă spre 60.000 iarăși. Da? Spuneam că ar fi bine să se închidă peste 58.000 astăzi ca să ia suport EMA55. Bun, acum foarte mulți îmi spuneau că am spus acum câteva zile, dacă scade sub 60.000, da? Am spus că o să fie nasol. Dar n-am spus că ne prăbușim, n-am spus că vine sfârșitul lumii. După cum vedeți, eu n-am nici măcar un stres. De ce?
Fiindcă analiza tehnică, am spus că înseamnă probabilități. 1. 2. Înseamnă că noi trebuie să profităm de piață, chiar dacă urcă, chiar dacă coboară. Cum? Treaba noastră cum. Da? Trebuie să ne educăm ca să înțelegem cum. Da? Bun. Acum, știind chestiile astea, noi de fiecare dată beneficiem. De ce? Vă povesteam acum ceva timp când Bitcoin era pe la 60, 63, 65, 68. Vindeți. Repet, vindeți. Și acum, vă e teamă? Vindeți. De ce? Fiindcă ați cumpărat la 30.000 sau la 40.000. Vindeți. Sunteți pe profit. Vindeți. De ce mai așteptați? Nu? Dacă vă e teamă și nu aveți încredere sau credeți că există cineva care o să vă spună intră acum, ieși acum, fă bani, nu, vă înșelați. Da? Scopul acestui canal este să vă ajut a vă educa. Dar cum? Arătându-vă mici detalii. Da? O să înțelegeți că doar arătându-vă micile detalii, voi, ușor, ușor, o să începeți să aveți niște deprinderi. Sunt foarte mulți oameni care doar urmărind canalul meu de YouTube au reușit să facă bani, bani frumoși, da? De ce? Fiindcă sunt foarte multe persoane care îmi dau un mesaj și îmi spun chestia asta, că le-am schimbat viața și că i-am ajutat enorm. În schimb, sunt și foarte multe persoane care nu înțeleg nimic, da? Eu vă cred că nu înțelegeți, ca și eram și eu la început. Dar până nu încercați, chiar astăzi m-am întâlnit cu cineva și spunea că educația e foarte importantă, dar cum? Având răbdare și focusându-te pe un time frame mai mare. Dar dacă tu intri în piață și ți se pare, adică a urcat de la 30.000 la 68.000 și a scăzut până la 56 și ți se pare că a venit sfârșitul lumii, pare rău să spun, dar exact pentru asta se întâmplă toate chestiile astea, pentru oameni de genul. De ce spun asta? Gândiți-vă că 95% din oameni pierd în lumea cripto. Da? 95%. Oare de ce? V-ați întrebat vreodată de ce? O să vă spun eu de ce. În primul rând, din cauza prostiei și lăcomiei. Da? E ca și cum ați intrat la 30, ați ajuns la 60 sau 65 și păi vreau mai mult. Păi vrei mai mult, dar trebuie să-ți asumi și un risc. Nu poți să vrei mai mult fără să riști. Înseamnă că nu există. Da? Asta odată. Doi. E foarte important să te... exact cum spunea cineva foarte mare. Atâta timp cât nu ai răbdare, adică e ca și cum ai intrat în Bitcoin, să zicem la 30.000, și nu ai răbdare să ducă la 200.000, păi nu meriți să-l vinzi la 200.000. Meriți să-l vinzi acum, să-l vezi cum ajunge la 20.000, la 200.000 și să zici... Dacă îl țineam, dacă mă plimbam, dacă și cu parcă, da? Deci oamenii asta nu înțeleg. Orice om care este, a fost și este în piața cripto a înțeles un singur lucru sau ar trebui să înțeleagă un singur lucru. O să fac mâine un clip să vă spun ce înseamnă să ai răbdare. Da? Cu totul că e greu, n-am spus că e ușor, e foarte greu. Dar când ai răbdare, ai să vezi că merită. Dacă nu te educi și nu înțelegi că având răbdare, încercând să profiți de piață cât mai mult. De ce? Fiindcă exact cum punem și pe canalul de Discord, da? Atâta timp cât noi profităm de ciupeala asta de 2%, da? Noi facem bani. Da? Noi facem bani. Asta e ciupeală de zi cu zi. Asta ne aduce nouă traiul de zi cu zi. Dar banii adevărați nu vin de aici. Banii adevărați vin din când intri într-o monedă la 20 de cenți și se duce la 50 de dolari. Aia sunt bani adevărați. Dar pentru asta necesită timp. Timp ce înseamnă? Un an, doi, trei. Dacă crezi sau credeți că puteți să aveți răbdare, credeți-mă că merită. Dacă nu, apucați-vă de altceva. Sincer vă spun. Nu există altfel. Vă spun din experiență. Da? Și o să vă spun mâine exact de ce. O să, în clipul de mâine dimineață, o să vă spun de ce am ajuns aici și de ce văd lucrurile așa. Da? O să vedeți, o să fie foarte interesant. Da? Și totodată aștept, exact pentru clipul de astăzi, aștept părerea voastră. După cum vedeți, indiferent ce se întâmplă cu Bitcoin, eu n-am niciun stres. De ce? Fiindcă eu am văzut clar cum a fost manipulat să coboare. Este normal să lichideze. Foarte mulți zic că să duci aici și coboare. Este posibil. Orice este posibil. Este posibil să plece rachetă. Tot timpul avem două scenarii.
Da? Tot timpul. Pe care îl alegeți, voi știți. Niciodată nu o să vină Narcis și o să zică Bitcoin urcă, Bitcoin coboară. Nu. Voi alegeți ce vreți. Da? Când eu spun are potențial să urce, are. Are potențial să coboare? Are. E unul, stau și l-aștept la 200.000. Încă o chestie. 200.000 poate să fie în 2 luni sau poate fi în 3 ani. N-am pres. Pot să aștept relaxat. Oare voi puteți? Asta e întrebarea. Vă doresc o seară minunată, baftă în trading și Doamne ajută!